Apia Buzău a aprobat în ultimul an agricol sprijin financiar în valoare de peste 198 de milioane de lei din Fondul European de Garantare. Noi am avut la nivel județean, la nivelul județului, depuse 21.623 de cereri, cu o suprafață, dacă ne referim la sectorul vegetal, aferentă de 269.826 de hectare. Apia Buzău a derulat plăți și în sectoare specifice, cum ar fi cel apicol. Sprijinul financiar s-a ridicat la 4,4 milioane de lei. În același timp, buzoienii au avut posibilitatea de a-și asigura culturile de viță de vie împotriva dăunătorilor sau a condițiilor meteo nefavorabile. Nici crescătorii de animale nu au fost uitați, Apia a acordat plăți de aproximativ 40 de milioane de lei. Sprijinul acordat a fost pentru pachetul porcine 1.926.278,55 de lei și 2.301.816,58 de lei pe anul 2 de angajament, iar la păsări au fost 4 sesiuni de depunere. De asemenea, s-a acordat și ajutorul pentru motorină. În anul 2016, valoarea totală plătită a fost de 23.672.290,94 de lei, din care majoritatea, peste 20.000, aproape 21.000 de lei, pentru sectorul vegetal, foarte puțin pentru sectorul de îmbunătățiri funciare și pe sectorul zootehnic aproape 3 milioane de lei. Valoarea totală a sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli din fonduri naționale și europene s-a ridicat în 2016 la 376 milioane de lei.